I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up. Salutare, oameni buni! Eu sunt Adrian și bine v-am găsit la un nou episod de Sam pe serverul de Bizon. Acest episod o să fie unul mai special deoarece am câteva anunțuri de făcut. Dar în primul rând, bun, ia să vedem noi ce avem pe aici. Ce? De ce nu merge? Select. Păi da, funcționabil. Așa. Păi. A, nu asta. Așa. Gata, mă, acum a mers. Da, mă, este o nouă update. Puteți vedea pe rpg.bizon.ro la updates. Nu o să stau să citesc acum update-ul, pentru că este unul destul de mare. Dar pot să vă zic că s-a adăugat un nou sistem de costume. Haideți să vi-l arăt puțin așa, un sneak pe gen. Costume, așa. De fapt, nu, trebuie să ies din joc, să reintru ca să... Mă rog, mai... A, ba nu, hai că am mers. Uite așa. Cam astea sunt obiectele pe care puteți să le puneți pe caracter gen și puteți să le puneți oriunde, de la cap până la picioare sau nu știu, mâini pe unde vreți. Și există un sistem de plasare a obiectului respectiv, exact ca cel de la mobilier, de la casă gen. Da, haideți să vă arăt, stați așa să caut ceva. Eu de exemplu mi-am pus aura asta, arăt super frumos cu ea. Și mi-am pus din greșeală și văd că nu o să mai, nu mai pot să o scot, gen katana aia, dacă ați văzut că am dat din greșeală pe katana, mi-am pus-o așa în mine, în... Da, pot să pui și girofara acum, am văzut. Sunt destul de multe obiecte, nu am stat să le număr, dar cred că sunt vreo 50 sau 60, ceva de genul. De la căcat de ăsta până la burrito naibii. Deci sunt o grămadă, sunt foarte multe, sunt foarte multe obiecte pe care puteți să le puneți pe caracter. Și e destul de interesant update-ul. Uite, și bani sunt. Eu o să pun, nu știu, am încercat să pun ochelari, dar nu se merită, mai bine luați ochelari de la Binko sau ceva. Apropo, astăzi este ziua lui Bobo. Dacă nu știți cine este Bobo, Bobo este fondatorul comunității Bizon. Îi urez un călduros la mulți ani, multă sănătate, Bobo. Sper să te uiți la acest clip ca să îmi auzi urarea. Și la cât mai multe update-uri cu serverul, cu serverele de fapt. Cine vi? Ciudat baza asta. Mă rog. Down! What the fuck? Da, deci sunt și statui de astea așa și picioare puteți să puneți gen și bucăți de carne, de cadavre, o grămadă. Interesant, oricum, hai să zicem. A, dar chiar sunt și miniganuri, mă rog, minigun este și flamethrower. Nu pot acum că am treabă, Danhile. Și roți, what the fuck, să pun roți pe caracter. Ia-mă. Uitați, deci după ce dați choose, puteți să puneți de la spinare gen în spate până la job, până la față gen. Da, nu asta. Hai să văd asta, ia, head. Și sistemul este cam așa, acesta de poziționare. E ca la obiectele de mobilier. Arătare. Așa. Dau puțin mai jos. A, ceva de gen, oricum nu o să o țin, what the fuck. Așa. Da, eu o să pun costumes. Și o să pun... A, băgam și picioarele mereu. Nasol că scrie aia direct ID-ul. Era mișto să scrie gen katana și știi. Care comandă? Ce comandă, mă?
Recon Dunkey, ia să văd ce vrea și Dunkey de asta. 2, 3, 4, 9. Care comanda se activeze sau să stau pe mașină. Toc. Așa. Dan. Stați puțin că trebuie să vă spun astea că aeroport. La toate aeroporturile. Aeroporturile găsește. Așa mă. Așa. Și ID are papagalul de la casă. Caută pe acolo. Nu știu asta. Da, mă, de-abia s-a adăugat și aici că ce ID-ul are papagalul. Frate, what the fuck? What the fuck? Deci nu mai mi se văd astea? Ce dracu? Da, ciudat, mă rog. Bă, sper să n-am desin, nu? Nu am desin, hai că e bine. În fine, da, mă, ce vreau să vă anunț, că am spus că este un episod mai special pentru că vreau să vă anunț câte ceva. Da, am anunțat astea că s-a implementat update-ul acesta, că este ziua lui Bobo astăzi. S-a adăugat și un mini quest gen. Nu pot ieși din casă după ce am... Aia, frate, nu te pot ajuta. Da, mă, e bine, eu împreună cu clanul Ultra South, pe RPG 1, mie mi-a venit ideea și am spus-o lui Zic. Am vorbit și cu el frumos, am anunțat și la anunțuri importante, dar hai să vă zic despre ce e vorba. Mi-a venit o idee să fac un concurs cu colinde. Cu colinde sampiste, promoția 2017-2018, oricum o să aveți un link în descriere la acest episod. Iar unde voi, tot ce trebuie să faceți este să compuneți un colind, o poezie, ceva de câteva strofe, deja unul l-am primit de la un jucător prin PM. Cele trei colinde, cele trei cele mai frumoase colinde gen, o să fie premiate cu niște cash în joc pe RPG 1. Deci concursul ăsta o să aibă loc doar pentru jucătorii de pe serverul RPG 1. Am precizat acolo dacă liderii de clan Ultra South de pe celelalte servere vor să facă și ei acest concurs. Poate să-l facă, dar să precizeze pe la anunțuri importante Ultra South pe subforumurile serverelor respective, gen RPG 2 sau anunțe la RPG 2 acolo anunțuri importante, mă rog. Da, deci e pur și simplu tot ce trebuie să faceți, oricum v-am zis încă o dată, o să vă las un link în descriere. Nu există reguli, deci, na, vă spun de pe acum, nu există nicio regulă, puteți face de la level 1 până la level 1000, mă rog, nu contează levelul și așa. Ci tot ce trebuie să faceți este să compuneți un colind despre Samp și să mi-l dați mie prin PM pe forum, adică am soft ra, haideți să mi scriu aici, soft ra. Oricum o să găsiți acolo toate detaliile în descriere. După cum am spus, vor fi 3 premianți, locul 1, locul 2 și locul 3. Premii pe măsură, chiar eu va trebui să strâng banii pentru că am pus Menti să doneze. Deocamdată am donat, mă rog, donez eu 200.000 de dolari. Trebuie să primez de la un membru 500.000 de dolari. În fine, oricum banii oricum se vor strânge. Iar premiile se vor acorda, deci după ce o să aleg cele 3 colinde, eu le voi pune într-un topic pe... Voi face un topic special în subforumul acela Ultra South. Voi pune acolo toate colindele. Iar cele 3 colinde care acumulează cele mai multe puncte de reputație gen, alea vor fi câștigătoarele. Da, jucătorii care le-au compus vor fi câștigătorii. Eu o să pun frumos colindele, o să dau și un mention cu numele jucătorului respectiv, dar o să-i pun și nickname-ul de asemenea, nickname-ul din joc al lui. Și dacă vreți să-i susțineți, puteți să... o să puteți să-i le dați puncte acolo, mă rog. Astăzi suntem în 14,
Ia stați puțin. Concursul, deci premiile or să se, mă rog, câștigătorii or să se aleagă pe 25, exact în dimineața, mă rog, nu în dimineața, în ziua când găsiți cadourile sub brad, gen, exact de Moș Crăciun. Iar până pe 22 sau 23, cam așa, puteți să vă înscrieți, până pe 21 sau 22, mă rog, puteți să vă înscrieți, să trimiteți colinde. Și eu o să le pun imediat după ce se termină ziua respectivă, 22, cam așa, o să le pun frumos pe forum și o să puteți să le votați. Iar, v-am zis, top 3 cele mai votate colinde o să fie, o să fie câștigătoare. Eu zic că este un concurs destul de amuzant, pentru că o să vă scoată la iveală imaginația voastră, mă rog, și talentele voastre de compozitori. O să vă puneți puțin mintea la contribuție și chiar sper să participați. Adică eu chiar nu văd de ce nu. Gen. Mă rog. O să vă uitați să vedeți că sunt premii destul de consistente, pardon. Mă rog. Da, mă, haideți să facem și noi acel quest, mini quest de ziua lui Bobo. Numai astăzi este activ și anume va trebui să ne îmbătăm până ne spargem ca să putem să primim 50 de gold. Bă, la unde e mașina? Bă, unde e mașina? What the fuck? De ce nu văd mașina? Ia stați așa puțin. Dacă pun infernul să-l văd. Dar aici, ce pula mea, mă? Aaaa. Stai așa, eu cred că eram un alt virtual world. Să-mi bag picioare, de mi-am dat seama. M-a băgat în alt virtual world atunci când eram în costumes. Pentru că la costumes acolo poți să dai gen choose, parcă, și puteai să îți dădea caracterul într-un fel 3D și puteai să vezi, să vizualizezi cum, în fine. Hai că mă duc acum. Moară-te. Așa. Mă duc acum să mă îmbăt. Trebuie să ne îmbătăm până nu mai putem ca să luăm 50 de gold. Deci vă spun încă o dată, acest mini quest este valabil doar pentru ziua de astăzi. O să facem și niște task-uri, pentru că azi chiar nu prea am putut să intru deloc în joc, abia am ajuns și eu la acasă, gen. Și da, prima dată vom merge la testuri, ca să vedem ce testuri avem. Și după aceea o să mergem la Alhambra ca să vedem dacă e. Ce ai, bă? Bă, dar chiar trebuie să filmez acel episod cu... Uite, mă, hai că este online, bă. Dă-te, bă, la o parte, țărani. 976. Ia să văd dacă răspunde asasinul ăsta, că trebuie să filmez, mă rog. Mai filmăm și noi. Slap 87. Te e din dreacu, că n-am timp de prostii. Știi că ești câștigătorul Pizan Together, nu? Apoi nu știu cine s-a înscris. Eu că micul ăsta. Bă, frate, dacă nu accepti asta, eu o să fac extragerea din nou. De mă rog, nu pot acum să-i răspuns. Mă rog. Mă contactez cum poți. Da, junior. Mă rog. Mă rog, credeam că și-a schimbat numele. Tot aia.
Să-i zici să mă contacteze. Să-i dea plus 2 pe cont ce. De fapt nu. Pe 1 pe cont. Am că sunteți frați. Hai, dă să vă se dacă e. De bun. Da, că deja de o săptămână sau două, ceva de genul, trebuie... Am extras câștigătorul și n-am avut cum să filmez cu el. Da. Tasks. Ia să vedem ce... Sell of fish. Mai căcaturi. Bă, frate, au fost banii mei, am făcut ce am vrut cu ei, nu? Banii mei, am făcut ce am vrut. Așa, bun. Eu doar un joc în pula mea, știi? Eu doar undeva gen. Dacă aveam și 100 de milioane, oricum n-aveam ce dracu să fac cu ei, pentru că, na. Bă, ce voiam să fac? Da, să mă duc să mă îmbăt. După aia vom merge beți așa, vom merge frumos la... Vom merge la, ăsta, cum zice, la aeroport și vom lua stunt plane-ul. Și vom vedea cum se conduce, cum se pilotează, mă rog, stunt plane-ul, așa, beții. Whisky pe feratul meu. Ca să vă îmbătați repede, trebuie să țineți așa cum fac eu pe mouse, click, sau pur și simplu apăsați click de mai multe ori. Gen, trebuie să obesc cât mai cât mai rapid ca să puteți să vă îmbătați cât mai repede, că trebuie să ne îmbătăm până la maxim, se pare, ca să nu azi. Mă rog. Ce buy drink, bă, e drink direct. Ce buy drink. Bun. Așa. Așa. Drink whisky. Stai. Bine. Drink, mă rog. Bă. Așa. Bă, ce n-ai bine? Bă, deci abia am văd caracterul să-mi bag ceva. Mi s-a părut că... da, de fapt da. Chiar așa este. Când bea caracterul, îi se ridică sprâncinile. Mamă, ce n-a spus. Stai și puțin. Păi eu văd că nu s-a atașat nimic. Ce dracu, sunt prea beat. Da, mă, gata. Bă, deci ador aura asta, mă. Deci stă super mișto. Dar nu știu dacă le văd și celor jucători. Mi se pare că este bug. Vezi ce... Am în cap. Pentru că azi dimineața am intrat, mi-am pus aura asta gen și ăștia au spus că nu văd nimic în cap. Ia uite. Ce nasol, bă, în realitate beau apă și în joc beau... gata, mă, uite că am primit și 50 de gol. Beau... O vezi? Hai, mă, că o vede, mă, ești nebun. Bă, dar place, mă, uite, mă, zici, mă, panorama râdă tot asta, mă. Nu meriți. Eu sunt zero. Da, bine, hai că ne-am bătat destul. Chiar vreau să văd cum se pilotează un avion, pentru că mașina am văzut cum se conduc când sunt beat, dar gen avioane nu. Și chiar vreau să văd cum se pilotează. Haideți că după aia o să... Sper să ajungă întreg dracu până la piramida lăsă. Pardon. Și dacă ajung întreg... O să închid episodul. Dacă nu, asta e. Hai să vedem totuși. Mașina. What the fuck? Stați așa, mamă.
Bă, dar parcă din first person se mișcă destul de bine, cred. Da. Dar chiar la Castions puteți să puneți 7 de-astea, accesorii. What the fuck, mi se vede aura aici. Vedeți? Când pilotez, se vede deasupra la avion. Bă, ce panoramă. Mă rog, da, deci puteți pune până maxim 7 caractere pe caracter, mă rog, accesorii pe caracter și dacă vreți puteți să le digitați, dar nu știu cum, pentru că nu știu, s-ar putea să fie bug sau nu știu cum eu exact să le... Că am pus katana aia din greșeală și vreau să o scot în aia căcat. Da, bă, deci în concluzie să nu pilotați când sunteți beți. Da, mă, o să cred aici episodul, nu uitați de concursul Colin de Sampiste, promoția 2017-2018. Dacă v-a plăcut acest episod, apăsați și voi butonul de like și pe cele subscribe dacă sunteți noi, cu voi a fost Adrian și Let's Play Together. Bă, ce dracu mi-a dispărut aura, nu se poate așa ceva. BAFTA! I am the God.